Bună tuturor, bine ați bine ați venit la uh, <gătă -i> Bună tuturor și bine ați venit, bine ați venit înapoi în uh, studioul Mind. <gătă> <gătă -i> <gătă -i> bună tuturor și bine ați venit. Suntem uh, din nou în studioul My Mind Architect și uh, <gătă -i> Da, mulțumesc. Bună tuturor, bine ați venit. Suntem în studioul My Mind Architect și suntem la podcastul Decizii cu Cap. Uh, bine ați venit... Nu știu să ne -a -a. Bună, bine ați revenit în studioul Mind Architect. Asta este primul sezon din podcastul Decizii cu Cap. Eu sunt Radu Atanasiu, sunt aici împreună cu Luciana. Luciana, uh, mulțumesc că mai lăsat să invit oamenii la voi acasă, la Mind Architect și mulțumesc că stai cu mine și îți mulțumesc pentru toate contra punctele frumoase și generatoare de aha uh, pe care, pe care le faci. Um, ce fac eu, ce cercetez, ce uh, scriu și ce predau la școală, la business și... Um, plah, plah, ce oribil! Este cel mai prost intro pe care l-am făcut vreodată. Atunciat. Bună tuturor și bine ați venit la... <laughs> avem așa, mintea mea era ca un de la care încearcă cu monedă și să agațe jucăria, știi, și acum am venit la podcast sau la episod sau la Mind Architect Studio, Mind Architect sau la Radota, deci la ce au Der. venit, ce băgăm acum? Acest episod este publicat cu susținerea E.ON, furnizorul tău de soluții pentru eficiență energetică. bună tuturor, să știți că asta este a cincea mea încercare de a zice bună tuturor pentru că mă încurc la introducere, așa încât asta o să fie uratim succes. Bine ați venit în studiul Mind Architect, eu sunt Radu Atanasiu, Luciana, mulțumesc că m-ai invitat să invit lumea aici, asta este podcastul nostru, podcastul Decizii cu Cap, suntem în sezonul 1 în care o să continuăm să, să discutăm despre de ce Credem că luăm deciziile importante mai rațional decât le luăm de fapt. Uh -huh. O să vorbim despre tot felul de cercetări, o să vorbim despre experiența noastră. Eu mai știu despre asta pentru că despre decizii și gândire critică cercetez, predau, scriu de, de ceva timp. Și în episodul ăsta o să vorbim despre eșec. Eșec e. Planează așa deasupra noastră, uh, o să vorbim despre cum eșecul influențează luarea deciziilor. Și uh, o să vorbim despre eșec înainte, după. Sper să fie ceva din care, din care o să învățăm cu toții, și foarte important, încă o dată îți mulțumesc că tot timpul uh, ai cât un contrapunct care mă face să am un aha moment, așa încât să știi că nu no oprești, vreau să învăț eu multe din episodul ăsta. <laughs> mă bucur foarte mult și vreau să iau timpul ăsta, Radus, să-ți mulțumim și noi încă o dată că faci seria asta credem că e foarte important să aducem un pic de cap cât de mult cap putem noi în deciziile cu cap și în același timp, așa cum ai spus tu încă din episodul 1, să acceptăm că nu suntem chiar atât de rațional precum ne-am dorit sau ne-au făcut cei din jur să credem că ar trebui să fim Um, am vorbit în episoadele anterioare despre decizii mari, um, am vorbit despre biasurile care ne afectează. Astăzi ai zis că vorbim despre eșec și fac o adăugire. Eu, mai specific, vorbim despre cum ne impactează frica de eșec. corect? Frica de eșec, uh -huh, da, uh -huh. dar atunci când o să vorbim, poate în partea a doua, despre cum să gestionăm eșecul, vorbim despre eșecul care a trecut deja, ceea ce înseamnă. Că atunci o să vorbim poate mai mult despre rușinea de eșec. Uh, interesant, ok, ok. Uh, voiam să fac completarea asta, pentru că cred că e important de avut în vedere că vorbim de fapt despre două emoții. Care vin atașate cu potențialul eșec și cum ne impactează de fapt ce um, trăim noi, respectiv cum putem sau nu putem să gestionăm emoțiile respective um, Uite, sunt curioasă în începutul episodului ăsta, Radu, cum stăm noi cu eșecul în România Am așa o intuiție că și eu tot pe aici am fost crescută, dar sunt curioasă cum arată cifrele la stăm populației. foarte bine, suntem în top ca de obicei, stăm foarte, foarte bine cu eșecul asta nu înseamnă că stăm bine cu eșecul în sensul că avem adesea eșec deși, iată, ba cu Schengen ba cu nu știu ce, dar sau cu fotbalul, dar nu intrăm acolo deloc, avem cu atitudinea noastră față de eșec și era un pic sarcastic suntem în top la frica de eșec din păcate la noi Eșecul e ceva care ne compleșește, ne paralizează, pe care după ce ni se întâmplă îl ascundem, nu ni-l asumăm, îl dăm la spate și fluierăm, cam așa. Ce înseamnă în top la frica de eșec? În top sunt, înseamnă că am găsit o statistică, mi s-a foarte relevantă, nu e în populația generală, este în populația adultă, care a identificat niște uh, oportunități de antreprenoriat, uh -huh. niște potențiali antreprenori. Și s-a făcut, e la nivel global, un studiu mare, care un studiu din 2022, ca să fim, să, să știm că e foarte recent, în care acești oameni au fost, li s-a măsurat, uh, s-a măsurat în ce măsuri ei nu fac nimic okay. doar din frică de eșec. Și... Aici vreau să fac da. doar o completare, că mi-aduc aminte că noi, în episodul despre procrastinare, de exemplu, ne uităm adesea la procrastinare ca fiind ceva ce se uh, rezolvă cu un management al timpului mai bun. Ne, trebuie doar să ne organizăm ziua mai bine și nu o să mai lăsăm lucrurile neîntâmplate sau nu o să mai lăsăm acțiunile nefăcute. Și noi am vorbit în episodul ăla despre faptul că procrastinarea, de fapt, e o incapacitate sau o dificultate în reglarea emoțiilor, mai mult decât este uh, o dificultate. În a ne gestiona timpul. Și aici aud că. De ce sunt curios? În primul rog. rând să, să zic unde stăm. Stăm foarte uh -huh. prost, stăm pe locul 5 din lume, suntem mai degrabă predispuși să ne oprim. Adică, stai că avem numărul aici, este 55,69% dintre cei care au identificat o oportunitate de antreprenoriat nu se ridică de pe canapea să o facă pentru că le teamă de eșec și suntem avem doar patru țări înaintea noastră, nu sunt niște țări din zonă, deci nu mai suntem ca în alte topuri mai degrabă pe aici prin, prin Europa de Est nu o să zic cine e e foarte uh -huh. ușor de, de găsit pe internet topul dar aș vrea să nuanțez un pic, mi se pare că prima cauză este frica ziceai de, despre un, un sentiment, frica de eșec, dar al doilea este nu neapărat un sentiment și eu cred că în momentul în care este o dimensiune culturală, în momentul în care cultura națională te determină să faci așa, nu mai trece prin inimă, trece direct prin ficat. Asta înseamnă că te uiți în jur și nici măcar n ajuns să-ți fie frică de ce o să se întâmple, pur și simplu, bă, știi ceva, nu eu, nu, eu nu mă duc. Eu vreau eu să fac chestia asta, probabil că o să schimb lumea, dar s-ar putea să mă rănesc la, la deget, pentru care mai bine las-o așa. Ce gând se formează după te uiți în jur și ce îți spui? Tu deci în jur și zici uh, nu e un nu e un uh, nu e un tricou pe care l-aș pune pe mine asta pe care scrie eșec, știi? Uh -huh. Cam așa. N-aș ieși cu un tricou pe care scrie eșec pe stradă. Din păcate. Okay. Din păcate, pentru că mă uit la alte culturi și uh, aș vrea să zic asta prin contrast, da? Sunt uh, chestii pe care le-am văzut eu personal. Uh, eram la How to Web, cred că 2017 sau 2018, era un uh, domn uh, care conducea selecția de startup-uri la un, la un VC, la un fond, uh, fond de investiții din Londra, un fond mare de investiții din Londra și văzuse, cred că, mii de, de startup-uri. Și uh, uh, a zis pe scenă și m-a șocat, că unul din criteriile lui acolo este, îi întrebăm câți, nu, de câte ori au dat-o în bară împreună, până mm -hmm. atunci. De câte ori, cu cât au dat-o mai mult în bară, cu atât îi le dă mai mulți bani. Ce? Știți, știți? How to Web era, pe vremea aia, la Teatrul Național plină sala și toată lumea se uitau unul la altul. Ce? Cum adică? Adică de ce să greșești? Știi? Cam așa. Uh, mai am un exemplu care e destul de faimos, e o doamnă care este... O cheamă Sara Blakely, este CEO unei companii mari pe care a înființat-o ea, deci e antreprenor și povestește că până până a reușit cu compania respectivă a avut o serie lungă de, de dat în bară, de refuzuri, de, de eșec și că tot timpul zice chestia asta în interviuri, în carte... Uh, Singurul lucru care a dus-o înainte este faptul că așa a pregătit-o tatăl ei în educația de mic copil. De câte ori venea cu o chestie acasă, un patru la română sau un... E din America. Sau un jam spart sau ceva. Prima chestie a lui, high five, bate palma. După care, ok, hai să vedem ce să facem. Dar prima chestie bate palma și atunci sărbătorirea eșecului mie mi se pare că e în cealaltă extremă față de cum tratăm unii dintre noi. Să nu generalizăm, dar totuși, iată, statistica zice că la noi nu prea batem palma când e eșec și poate că ne vine din școală. Nu știu, asta habar. Excelent. Uite, aici aș vrea să văd și să ne uităm și la diferența asta dintre sărbătorirea eșecului, așa cum ai numit-o tu, și ceea ce poate că ar putea să vadă uh, unii oameni, și anume lauda eșecului. Und și nu e cazul, pentru că, așa cum ai spus-o și tu, e o diferență între a spune high five, bravo, ai greșit și ne oprim aici, și a spune bate palma și hai să vedem ce poți să faci mai bine data viitoare. Ba, e cazul. Și mă bucur să zic, adică mie mi se pare că cu lumină okay. se întâmplă lucrurile, mă bucur să zic că în România au început să apar uh, celebrări ale eșecului. Există o, uh, un format celebr în lume care se numește Fuck Up Nights, în care oamenii se duc pe scenă și își declară în fața tuturor uh, sunt oameni importanți cu niște cariere care de din afară par un lanț de succes după succes și se duc acolo și încep să-și dezvăluie... Eșecul cel mai mare și în ce măsură, cum l-au tratat și ce, ce n-a mers bine. Se întâmplă și în România. E, sunt, e o serie, am uitat să numește uh -huh. ceva, cu I Love Failure, dacă nu uh, înșel. Da, așa se și cheamă. Și mă bucur foarte tare să văd oameni acolo pe unii dintre ei și știu să văd oameni care se duc și creează un ritual din a celebra eșecul. Mi se pare că prin modele și iată prin, prin oameni importanți care nu doar că au făcut ceva, dar au și uh, povești de eșec pe care să le împărtășească, se, se schimbă puțin uh, relația noastră ca țară cu, cu chestia asta care, nu știu, mi se pare că planează, așa, e cam desene animate, un norișor mic deasupra noastră din care tot plouă, știți? Era un cowboy care mergea, era soare peste tot și deasupra lui era un norișor negru din care plouă. Sper să dispară norișorul ăsta. Uite că ai vorbit de dispariția norișorului, aș vrea să te întreb și cum se tratează astea. Doua. Ai zis că avem frica de eșec, rușinea de ah, după eșec. Da, da, da. Hai să. Aș lua-o ca la doctor cu diagnosticul și tratamentul uh -huh. sau cu înainte și după sau okay. cum să faci și aș zice că m, înainte ne împiedică să facem chestii și ne împiedică, evident, să acționăm, da, să facem chestii, dar ne împiedică să ni se întâmple, m, cred că, patru lucruri importante. Uh, ai zice așa, ne împiedică să acționăm de adevărat, adică pur și simplu stăm pe canapea, exact ce povesteam cu antreprenorii, pur și simplu nu facem asta, ne continuăm viața noastră călduță fără să facem mișcarea antreprenorială la care gândim sau ne continuăm viața noastră călduță fără să încercăm să luăm cursuri de dans cum ne-am dorit toată viața sau de ce? Că ne-e frică de eșec. Sau ne continuăm viața noastră călduță fără să o întrebăm pe vecina drăguță dacă nu vrea să iasă cu noi la o cafea. Sau nu, nu mă duc la făcut copii acolo, dar eu puțin mai, mai, mai adică nu cred că tema de eșec afectează aici, ci sunt o grămadă de alți factori, dar sunt o grămadă de pași pe care nu-i facem pentru că, pentru că ne teamă. Și chestia asta are legătură cu ceva pe care l-am discutat într-un sezon trecut și anume frica de a pierde vrabia din mână, da? deci este aversiunea la pierdere băi frate, nu știu, nu o să pierd eu siguranța jobului pe care l-am aici, chiar dacă îl urăsc din ficați și să mă duc să fac ce antreprenoriat, vai de mine, îți dai seama, o să râdă toată lumea de mine când o să, o să am eșec, da? Deci nu vreau să pierd siguranța și liniștea de acum uh, în fața uh, rușinii și... Nu e vorba de bani, nu e vorba de bani aici, ceea ce pierde lumea e, nu știu, statut în fața sieși și așa mai departe. Și al doilea, al doilea lucru pe care îl facem din cauză de, de frică de eșec este procrastinare. Ok, fac. Stac, dar nu fac săptămâna asta. Știi, hai să treacă Sfânta Maria, hai să mai vorbim la anul, hai să ne apucăm la un moment dat. Și chestia se aduce la două uh, lucruri foarte clare. Unul este dacă lucrezi undeva, este într-o companie mai mare, e o politică, se numește CIA, și anume Cover your Ass, să-ți acoperi fundul. <laughs> uh, și frica de eșec face să, se, să existe tomuri de analize care nu sunt făcute ca să-ți arate de ce să faci un proiect, ci de ce să nu te dea afară dacă cumva proiectul respectiv e eșec. Deci eu cred că foarte mulți oameni muncesc prin a demonstra de ce nu sunt ei de vină dacă cumva va fi un eșec vreodată. Uh -huh. ceea ce e nasol, pentru că toată energia asta, tot timpul asta, toată priceperea lor putea fi făcută în a construi ceva, nu în a-și pune. Eu cred că lumea muncește foarte des la a-și dobândi ca la monopoli o grămadă de cartonașe get out of jail free, știi, să ieși din, din închisoare, de, de, de bonuri de ieșit din uh -huh. închisoare sau din, din viitoare analize ale eșecului. Ceea ce e puțin contraproductiv, pe nimeni nu interesează. Sau, mă rog, Aici vreau să, mă, să aduc în discuție din nou instrumentul despre care noi am mai vorbit anterior și anume Lifestyle Inventory de la Human Synergistics, inclusiv felul în care sunt împărțite tiparele de gândire acolo pentru că avem tiparele care sunt defensive și care sunt focusate pe a ne ține în siguranță. Uh -huh. Toate lucrurile de care ai povestit tu uh, până acum, versus tiparele constructive, care sunt cele cu uh, concentrare pe a crește, uh -huh, pe a uh -huh, ne dezvolta. Uh -huh. Și atunci e, e diferența asta de nuanță, într-adevăr, dar e foarte importantă între vreau să nu-mi fie rău și vreau să-mi fie bine. Da. Și dacă ne uităm la un LSI, uh, în uh, dreapta jos este ce-am vorbit noi de a, până acum, frica de a pierde da, deci uh -huh. ce-am vorbit în episodul trecut iar în stânga jos este uh, generat tot de frica de eșec este reacția noastră pe care o discutăm în episodul viitor și anume ăla uh, despre perfecționism uh, în stânga este competitivitate perfecționism, uh, mai bine ca mine nu e nimeni, de ce? pentru că n-am cum să gestionez un eventual eșec de 2% cam așa, și iarăși muncim degeaba și muncim, n-ajungem departe, ajungem ne, ca la e sportul ăla, știi, pe gheață, curling cred că îi zice, știi? Uh -huh. ne, ne curățăm foarte bine cei 5 metri pe care vom merge, că putem să mergem 200 de metri ne? Uh, Al doilea lucru foarte important, cred că cel mai important lucru pe care, pe care îl ratăm dacă ne copleșește eșecul bag disclaimer din nou nu înseamnă să nu ne fie frică de eșec, nu înseamnă să nu îl învizajăm, nu înseamnă să nu ne uităm clar la el. În niciun caz nu înseamnă să-l băgăm sub preș, da? Înseamnă să ne uităm la el nu ca la un norișor oribil care stă deasupra noastră, ci ca la ceva care se poate întâmpla, da? Al doilea lucru pe care îl ratăm dacă băgăm sub preș este că nu învățăm. Și cred că asta e dimensiunea cea mai importantă. E... Mult mai des se învață din eșec decât din succes. Există metoda trial and error, încercare și ratare, din care înveți. Nu s-a scris foarte mult despre trial and success, adică încerci și ți-a ieșit și înveți. Și e un studiu foarte mișto, e un studiu de-a lui Madsen și Desai, care au arătat că nu doar învățăm mai bine din eșec, dar ține mai mult uităm mai greu dacă ne-am dat cu capul de sau ne-a cineva peste ceafă sau ne-a dat cu capul de pragul de sus, decât dacă am avut un succes. Dacă am avut un succes, e posibil să înveți, nu înveți la fel de intens și nu ții minte atât la fel de mult, ceea ce e foarte interesant. Aici reamintesc ce vorbeam și în episodul trecut legat de biasul de negativitate. Dacă îmi dai 100 de euro în plus la salariu, absolut, absolut, o să mă bucur mai puțin decât dacă. Absolut, pierd. Deci te impactează mai tare cum ar veni asta. Și vreau să mai fac aici o adăugire, pentru că și Stanislas Haen, în modelul despre cei patru pași ai învățării, vorbește în pasul al treilea despre error-generated feedback, feedback feedbackul generat de eroare. Unde el ce spune e că nu doar că nu putem învăța decât dacă greșim, dar mai mult decât atât, e posibil să nici măcar nu știm că avem lucruri de învățat acolo atâta timp cât nu apare greșeala pe care e nevoie să o corectăm. Avem absolut, un, absolut. un punct orb acolo și atâta timp cât nu știm că e nevoie să învățăm lucrul ăla, nu avem motive pentru a consuma resurse în direcția aia. Uh, trebuie să ne prietenim Foarte tare cu eșecul Ca să înțelegem și să putem să învățăm Din el exact cum ai zis tu Dar există și teoria aia de, de Învățare prin buclă dublă De învățare, double loop learning În care dacă tu ai un eșec Și îți vine feedback-ul Într-un mod, se numesc acestea kind environments în care, în care înveți mai ușor Îți vine uh, constant și rapid Feedback-ul, zice Băi, am, uite, am, am dat test La condus și am picat am mai dat încă o dată peste cât se poate, două săptămâni, nu mai știu cât, și am picat, da? Am învățat ceva de aici, am învățat că eu nu sunt bun la chestia asta, depinde de care test e, dacă e teoretic sau uh, traseu, da? Uh... După care învăț mai bine și îl iau, sau după care mă chinui mai tare și îl iau. Asta înseamnă o, o buclă singură și nu înseamnă că tu crești. O să mă uh -huh. duc și la crescut imediat. În schimb, dacă te uiți, te dai doi pași mai în spate și te gândești, băi, dar de ce fac eu chestia asta, ce se întâmplă cu mine, ce anume ar trebui să fac mai bine și ce schimbare de paradigmă ar trebui să am în cap, atunci înveți ceva despre tine. Este o buclă dublă de învățare. Înveți cum să faci mai bine la test și înveți mai bine despre ce înseamnă pentru tine un test, ce înseamnă pentru tine eșecul, ce înseamnă pentru tine condusul și atunci te înțelegi mai bine și înveți mult mai multe printr-o buclă dublă, te dai doi pași în spate despre ce-o fi chestia asta, știi? E un pic de curaj ai nevoie acolo. Aici uh, mi-a mai venit în gând o diferență între bucla simplă despre care ai vorbit tu și bucla dublă. Um, Nicola Staleb în, uh, în Black Swan vorbește despre faptul că atunci când ni se întâmplă lucruri care reprezintă un eșec pentru noi, fie că e vina noastră sau uh, uh, se întâmplă din exterior, avem tendința de a învăța punctual cum să facem data viitoare, uh -huh, uh -huh. să nu exact. ni se mai întâmple exact. exact lucrul ăla, dar nu învățăm. Să generalizăm sau să... Nu mai facem meta-învățare, exact, nu învățăm exact, exact. cum să creștem din uh, experiența respectivă și înțeleg că asta e un mod pe care putem să-l da, folosim. Da da, de... da, da, da. Să te dai un pas mai în spate să vezi ce poți să... Ce poți să înveți mai mai uh, cu un etaj mai sus la chestia asta, știi? Te dai un, punct, un pas mai în spate și un pas mai în sus. Cam uh -huh. asta cred că e. Uh, și am tot zis despre crescut, asta e a treia chestie. Deci uh, am vorbit de până acum de faptul că dacă ne. E frică și ne copleșește, ne, ne, ne înspăimântă eșecul. Dacă nu vrem deloc, 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 deloc mai bine... Atunci nu acționăm, nu învățăm și foarte, foarte ciudat nu creștem. da, Nu creștem, oamenii cresc prin eșec și chestia asta e puțin contraintuitiv adică cum crezi prin eșec nu frate, pune cresc? pe frunte așa da, crește da, da, prin eșec da, dar nu e așa și e, e o carte întreagă pe care a dezvoltat-o, e un concept pe care a dezvoltat într-o carte întreagă Taleb de care tu cum ai zisești, este conceptul de antifragilitate ce zice nenea asta e că el se bazează pe o teorie din, din, biologie. Este o lege, legea lui Wolf, cu doi de ful la sfârșit, este o lege care zice că oasele supuse unei, unor presiuni, unor forțe mai puternice își reorganizează structura și devin mai rezistente. Ceea ce înseamnă că, pe scurt, și știm asta foarte bine, nu avem oase puternice decât dacă facem ceva cu picioarele noastre sau cu mâinile noastre. nu avem mușchi puternici decât dacă suferim un pic și mergem la sală sau cine știe ce ni se întâmplă. Mintea e și ea asimilabilă cu un mușchi, nu gândim bine dacă nu gândim des și dacă nu ni se întâmplă chestii. Ce zice, ce zice Taleb este că și uh, oamenii și tot felul de structuri de genul firmele nu devin puternice decât dacă au trecut prin eșec. Da? El ia paradigma, e ultra cunoscut asta, dar o reamintesc, el ia paradigma existentă până la el de fragil și rezilient, fragil și rezistent, adică paharul ăsta e fragil, îl dau de pământ și se sparge. Masa e mai rezilient, o dau de pământ, nu se sparge. Da? El zice că mai există un grup de, de un, un, concept care este în altă parte, nu e la mijloc între ele, care este antifragil și anume ceva pe care îl dau de pământ se face mai tare. Uh, și noi oamenii suntem antifragili. Ne dăm de pământ și devenim mai tari. Chestia e că datul de pământ este un eșec. Și atunci uh, asta înseamnă că dacă noi evităm eșecul, Asta înseamnă că nu o să creștem, nu o să devenim mai tari. Pur și simplu uh, vorbeam despre uh, celebrările prin uh, seriile speciale în America sau uh, la noi. Eu cred că oamenii n-ar fi putut să ajungă acolo pe scenă și anume să fie faimoși și de succes dacă n-ar fi avut eșecul pe care de-abia acum îl, îl dezvăluie. Da? Eu cred că eșecul și o serie de, 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 de bușituri stau la baza oricărui om. Bine, uh, cum să spun, dezvoltat ca om și uh, foarte de succes. Excelent. Și uite că tot ai adus uh, succesul în discuție. Asta cum e impactat de frica noastră de eșec? Păi, uh, e un nene foarte simpatic, e un nene foarte înțelept, de fapt. Uh, unii zic că este cel mai, cel mai bun CEO pe care l-a avut IBM vreodată. Îl cheamă Thomas Watson și uh, omul la un moment dat zicea că ce trebuie să facem acum este. Uh, deci, așa. cea mai rapidă cale spre succes e să-ți dublezi rata de eșec. E puțin de okay. gândit. Las, las -mă să fac da, 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 da. <laughs> exact, ori două, ori, așa. Ce zice el este că poți să ai succes încercând strict proiectele care ți asigură mai degrabă garantat sau o probabilitate mare sau poți să începi încep mai multe proiecte. Cu cât dublezi numărul de proiecte. Riscante care se duc, știi, de obicei riscul și succesul sunt destul de bine corelate, ceea ce înseamnă că dacă te apuci să... Eu aș vrea să mă duc până la colț să-mi iau o pâine, probabil că nu o să-ți se întâmple ceva major. Dacă zici eu vreau să-mi iau un an sabatic și vreau să fac uh, turul globului, dar prin zonele mai puțin turistice, atunci ar putea să-ți se întâmple chestii. Ei bine, uh, succesul o să-ți vină de la, de la calea mai lungă cu șanse mai mari de, de eșec. Și ce zice NNA? Asta este că dacă ne ferim, atunci mai degrabă nu o să avem succesul care iese mai rar, dar mai mare din chestia asta, adică ne ferim de eșec. Și atunci dacă îți dublezi rata de eșec, măsurabil, vorbesc serios, omul voia ca rata lor de eșec care era măsurată să fie dublă. și credeți-mă, de acum încolo și succesul va fi mult mai mare, nu dublu, mult mai mare, da? Radu, uite, aici eu am o curiozitate, că mă gândesc că parte din frica de eșec mai vine și din faptul că dacă îmi dublez rata de eșec, respectiv mă supun la riscuri mai mari, există posibilitatea ca și eșecul să fie mai, mai semnificativ. Dup. În exemplu, deci pe... e rău? În exemplu pe care l-ai dat, din Aur, mă duc și călătoresc prin toată lumea în zone mai puțin turistice. S-ar putea ca la un moment dat să-mi pună poate viața în pericol. Cum ne putem uita la bucata asta din jos a spaicurilor de succes? Nu o să zic buta dacă și dacă mergi până la colț poți să scade cadă o crămină în cap. O să zic de faptul că, nu știu, poate mă uit eu sau citesc sau mă întâlnesc mai des cu oameni care sunt mai aventuroși, dar mie mi se pare că oamenii care sunt cei mai fericiți uh, sunt cei care au trăit uh, destul de aproape de limită adică care au avut experiență, nu tot timpul uh, destul de aproape de limite. Sunt oameni care au trecut prin aventuri, ca să fiu foarte clar aventurile alea poate să fie pe care și le-au dorit sau pe care nu și le-au dorit dar după aia sunt uh, cu zâmbetul mare pe buze. Și mie mi se pare că dacă nu ne dăm seama că uh, eșecul și succesul sunt absolut corelate, uh, nu o să ajungem cu zâmbetul pe buze. Mie mi se pare că dacă luăm o mentalitate de explorare și nu una de... Uh, încerc, dar mi-e frică, ci una de, băi, hai să, hai să facem un experiment, hai să, hai să explorăm cei pe aici, nu o să schimbăm lucruri care ar trebui schimbate sau nu o să încercăm lucruri de care nici nu știam că sunt, sunt, acolo. Și aici aș vorbi, nu știu, e, e tensiunea asta în, în, strategie și în luarea deciziilor între exploatare și explorare, da? Între exploatarea ce știi de fapt, știu din orașul ăsta că îmi plac astea 5 restaurante, da? Drept pentru care la astea 5 mă duc și mai ales la ăla la care mă duc toată ziua. Și explorare, băi, să mai încerc unul nou, da? Cât din viața ta explorezi, cât din viața ta exploatezi ceea ce știi deja. Și chestia asta e valabilă nu doar la restaurante, chestia asta e valabilă la crescendo, așa, la unde facem vacanța, păi tot acolo, nu? Uh, nu? Hai să încercăm și altceva, la... Uh... Ce job am sau ce carieră am, păi ce fac, pe păi ce am învățat, nu? Așa zice, așa zic o grămadă de oameni. Nu, hai să mai încercăm ceva și, apropo, nu e de încercat, oprim asta și ne apucăm, cum ziceam în episodul trecut, să facem o cafenea cafe de specialitate. Nu, încearcă în paralel, încearcă în paralel ca un hobby serios, să zicem, și chiar viața, cu totul, viața, unde stai, cu cine stai, ce faci, astea sunt lucruri care merită explorate. Poți să încerci un pic să vezi ce se întâmplă fără, fără teamă de, de eșec. Ok. Sau cu teama de eșec și cu gestionarea ei. Fără. Nu, cu teama, ai dreptate, ai dreptate. Cu teamă de eșec gestionabilă, da? unul dintre oamenii de care, de care ziceam că sunt foarte aventuroși, zicea, băi, mie mi-e frică de mor. Adică, în niciun caz, aia, aia fără frică sunt inconștient. Eu vreau să scap cu viață din ce navigat, mers pe nu știu unde, alergat pe nu știu unde, uh, făcea el. Doar că frica e un instrument, frica de eșec e un instrument care te păzește uh, în niște limite normale. Câte vreme te paralizează, atunci te. e mult mai rău decât dacă dacă nu te-ai fi uitat la ea așa. Uh -huh, uh -huh. Excelent. Bun, asta e frica de eșec. Da. Cum arată a post eșec, eșecadică da, da, da. rușinea de după celălalt. Mi se pare făcut. că da, avem uh, un tricou uh, cu frică de eșec pe față și cu rușine de eșec pe spate, cam așa. Apropo, am zis de la trecută și vă mulțumesc frumos, nu doar că mi ați dat cheile de la casa să dau petrecere aici cu oamenii ăștia uh, foarte frumoși, și am și tricou cu Mind Architect și uh, sunt foarte mândru de asta. Și na, ce să zic? sunt parte din familie. Nu știu dacă m-ați chemat ca parte din familie, dar eu gata sunt. Așa sunt ca cumnatul ăla lui verișoara. Lui... Cine este de fapt? Nu știu, frate, din familia extinsă. Așa. Deci, mulțumesc frumos. Pe spatele tricolului la metaforic de care vorbim acum, tot noi tratăm eșecul existent deja în moduri neproductive. Și mie mi se pare că trebuie să ne împrietenim cu eșecul, să nu ne fie rușine de el, de el și să-l să acceptăm, să-l asumăm, să-l asimilăm și să facem ce am asimilat, ce am, ce am învățat după aia. Asta ar fi, să zicem, patru dimensiuni, da? Vorbim în, în, în prima parte de faptul că frica de eșecul viitor ne împiedică să pornim, să facem ceva, să învățăm, să creștem și să avem succes. Acum ne uităm la ce ar trebui să facem după ce ni s-a întâmplat un eșec, și anume, în primul rând, trebuie să-l acceptăm. Deci, băi, frate, este eșec. E cazul foarte, foarte des. Uh, ca oamenii să zică nu, ce, ce, nu ce, uh -huh, ce, adică uh -huh. ce, nu Ion, ne, nu, dar ăsta e șic, ăsta nu e șic, asta merge, merge, uite merge foarte bine, știi? Uh, e un studiu de la McKinsey, foarte simpatic, care întreabă oamenii uh, din echipe și boșii uh, dacă în firma respectivă, e un studiu mare din, de la McKinsey, deci în multe firme, dacă în firma respectivă proiectele care e clar că nu merg, adică eșecurile, sunt uh, semnalizate și oprite la timp, știi? Și oamenii din echipe zic nu prea, nu prea, ele continuă pentru că nu, nu și asumă eșecul. Boșii ce crezi că zic? Sigur că da. Absolut, 80%, dar noi le oprim imediat, uite așa, noi avem o relație cu eșecul, suntem ieșind cu el la whisky, da? Deci e 80% versus 49%, atât de mare diferența oh, wow. de perspectivă. Șefii, în principiu, nu își dau seama, dar nu e că ascund, câteodată că ascund, da? De ce mai multe ori nu își dau seama că proiectul ăsta, pe care ei l-au început, ei l-au decis, e clar un eșec, Uh, uh, nu, merge, uite, e foarte frumos. E, e un uh, mim pe, pe, internet, uh, sunt sigur că multă lume din, uh, din uh, lumea mai degrabă corporatistă l-a văzut la un moment dat, se numește The Dead Horse Theory, e teoria calului mort. Uh, e amuzant uh, râs, pentru că ți l-am arătat înainte de să, să filmăm chestia asta uh, și am râs și eu din nou și l-am văzut, cred că, a 100 oară. Uh, zice acolo că indienii Dakota au un proverb și anume, dacă ești în luptă și uh, cineva ți-a omorât calul de, de sub tine, cel mai înțelept e să te dai jos. Uh, totuși, zic uh, zic nu știu, mimo ăsta, nu știu cui să-l atribui, în organizațiile de azi nu se întâmplă asta. Se întâmplă o grămadă de chestii, sunt 14 lucruri, de la să biciuiești calul mai tare, până la să redefinești ce înseamnă mort, până la să trimiți o comisie în alte țări ca să studieze ce fac alții cu cai morți, până la, foarte amuzant mi s-a părut asta, să declar că e mai bine să ținem calul mort, pentru că nu mănâncă, drept pentru care la profit nu sunt costuri asociate cu el. Da? Și de fiecare dată când la vreo curs la bism, pun slide-ul ăsta acolo într-o un flux așa de informații serioase, îl pun acolo și lumea se așteaptă la, nu zic despre ce, e, știi? Și după aia zic că okay, la 1 la 14 vreau să zice stare cu care v-ați întâlnit și prin toate numerele trecem și nu începe să râdă, dar e un râs amar. Ce vreau să zic este că nu acceptăm că e eșec. Nu acceptăm că e eșec, în primul rând, după care nu -o, o să acceptăm că ieșe cu nostru, dar cred că vrei să zici ceva. Uh -huh. Vă am zis că e foarte amuzant lista aia, într-adevăr, și um, cred că ce, cel mai relevant de aici e cât de multă familiaritate apasă pozitiv, pentru că și eu am râs la toate 14 și am râs pentru că le, le regăsisem, le, le mai văzusem în viața mea și, așa cum povestești și tu, și uh, studenții tăi sau cursanții fac același lucru. Radu, uite, eu sunt curioasă pentru că mi-am adus aminte din primul episod că am vorbit noi despre cât de mult credem că luăm decizii cu cap noi versus cât de mult cred ceilalți că luăm decizii cu cap noi și uh, mi se pare interesant că avem uh, un alt studiu ca, care ne arată același lucru și anume că atunci când vine vorba de cei al nostru, Ten, avem tendința de a evalua mai, mai bine decât atunci când se uită din exterior cineva. Și curiozitatea pe care o am legată de studiu ăsta pe care l-ai menționat tu e dacă diferența asta vine din faptul că um, cei din exterior pot vedea mai bine sau vine din faptul că atunci când suntem în poziții de putere, avem posibilitatea să nu acceptăm la fel de mult atunci când greșim, și să găsim tot felul de argumente pentru care nu e eșec, încă. Clar, sunt amândouă. Uh, aș vrea să nuanțez că nu se vede din exterior, se vede tot din interior, dar nu din interior. Exteriorul de la... meu, ca individ. Da, exact, exact, din interiorul organizației, dar de la nu cel care a luat decizia respectivă. Eu cred că eu un amestec din amândouă. Mie mi se pare că este ceva pe care îl avem în ficat, adică noi vrem să dormim bine noaptea și atunci ne autoexplicăm faptul că nu e eșec, frate. Da, clar că nu e eșec, uite, se mișcă. Uh, <cute> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Și de asemenea. E mai de degrabă și o poziție de. nu de, de putere și de statut. Pe de altă parte, eu cred că aici mai intervine ceva și eu cred că există oameni care pur și simplu, într-un mod pragmatic, nu marchează un proiect ca eșec pentru că îi afectează la bonusul de la sfârșit de an. Adică uh -huh. e absolut pragmatic, nu vine din ficat, vine dintr-un calcul rațional foarte clar. Ceea ce înseamnă că dacă ești un șef mai mare sau dacă ești părinte, foarte, foarte important aici, da? Uh, elimină teama de eșec din prima oară, organizație, în al doilea, în al doilea exemplu, din familie. Pentru că s-ar putea ca oamenii să-ți ascundă eșecul. Oamenii să-i să pună o perdeluță frumoasă, două floricele, proiectori mort și să zică, uite, mișcă, da? Uh, mi s-a întâmplat asta și mie uh, când eram mic, mi s-a întâmplat asta și mie după aia, observând pe alții și uh, e, e nevoie de. Multă constanță în a, și de curaj, știi, să, să, să conduci o echipă sau o organizație în care eșecul să nu fie pedepsit, să fie chiar sărbătorit. Mm. E nevoie de mult curaj să bați palma cu copilul tău când vine cu un patru acasă. Uh, și e împotriva ce ne vine. Nu ne vine să facem asta. Niciun caz nu ne vine să facem bate palma, știi? Uh, tot ce zic de obicei, uh, dacă, dacă ne vine din ficat, ori înseamnă că suntem super evoluați, ori înseamnă că nu facem bine. E, e, e cu greu, da? Deci dacă ești părinte sau șef sau te autogestionezi și îți vine să faci ceva, chinuie-te un pic să să gestionezi altfel eșecul celui din fața ta și mm -hmm. chiar să-l sărbătorești. Asta ar fi. Uh, și îndrăznește să spun și să te dai pe tine exemplu atunci când tu însuți. Foarte eșec. tare, foarte tare, foarte tare. Adică, de exemplu, felul în care ai putea să îi spui cuiva care vine la tine, uh, hai să nu dăm cu echipe în corporații, să vorbim despre copilul care a venit și a zis: Uite, am spart un geam. Uh, reacția normală este. Păi, de câte ori nu ți am spus să nu te mai joci cu pietrelele, că tot le arunci acolo, știi, uh, sau uh, orice altceva, da? Uh, high five, foarte bună uh, varianta asta de abordare de început, da, de introducere, și după aia hai să povestesc cum am spart eu primul geam, da? Nu e un lucru bun și uite, se uh -huh. întâmplă așa și așa și hai să vedem și cât ne costă. Hai să vezi și uite, mergem la vecinul care îi sparg geamul și trebuie să-și cer scuze și nu doar atâta, trebuie să te ocupi de înlocuirea lui. Tu ai șase ani, nu contează, mergem împreună, te ajut, dar tu plătești din chestia ta și așa mai departe, că adică îl gestionezi. Dar prima chestie, hai să povestesc eu cum am spart un geam când eram mic și ce mi s-a întâmplat atunci și poate că era ceva mult mai mare, da? poate am spart... 24 de geamuri dintr-o lovitură, da? astfel încât să vină omul din fața ta pe care îl crești, că este el un, un angajat de altul pe care îl mentorezi sau că este un copil, să vină cu curaj data viitoare și cu zâmbetul pe buze, uite, am făcut această boacănă, da? Uh -huh. Și se uită la boacănă cu totul altfel. Și boacă în sine, nu doar tu, ca figură de autoritate, boacă în sine devine mai mică și mai gestionabilă și mai, ok, o boacănă, da, știu. Dacă mai am implementat zica la o greșeală recunoscută pe jumătate iertată, a, ah, interesant, interesant. Da, da, da. Dar nu cred că o implementăm nu doar la o nivel verbal, așa. Dar uite, recunoscută mai e față de ceva, știi? Mai e un studiu, că e al doilea lucru pe care nu-l facem. Deci, în primul rând, ce? Asta e eșec? Uh -huh, nu e eșec. Uh -huh. Al doilea rând, ăsta e eșec, da, eșec, dar nu e al meu. Nu e el, e al, e al deci. Uh, și e un studiu, întotdeauna, ce, ce citesc eu, e despre management, e un studiu din organizații care arată uh, cum au gestionat o grămadă de organizații. Este un studiu Bingham și Haleblian am făcut pe niște case studies. Sunt mai multe organizații luate care au trecut prin o serie de eșecuri în încercarea lor de internaționalizare. Și după aia le întreabă ce ați învățat și observă că unele au învățat din unele situații, altele n-au învățat și se întreabă de la ce. Și fac studiul ăsta și observă că pentru a învăța, nu-ți trebuie doar eșec, cum ziceau Madsen și Desai, îți trebuie eșec pe care să ți-l asumi. Se numește internal attribution, asta înseamnă să ți-l atribui intern, să zici că e de la noi. Ce face omul de fapt, o să plec imediat de la, de la business și o să mă duc în viața personală, dar ce face omul de fapt când nu iese ceva? Uh... Nu, ăștia de la marketing sunt niște tâmpiți. Uh, clientul e de vină că n-a înțeles. Uh, a fost. Uh, e criză. Nu, da? e criză. De, nu, pe criză nu se poate face nimic. Bă, dar tu nu, eu am făcut tot ce se putea face. Deci la mine, dacă nu-ți asumi măcar un pic de tot, 13% că eșecul ăla e și al tău, nu o să înveți niciodată nimic. Și asta e, e un studiu foarte frumos făcut, foarte frumos desenat, că oamenii pe leiere ierarhice nu au învățat nimic. Nu există nimic care să fi fost învățat acolo. Dacă au zis, păi da, e și normal, pentru că în țara asta în care am internaționalizat, noi cultura e varză. Da, da, tu puteai să faci ceva. Nu, cultura e varză. A, ok, și ce ai învățat? Ce să învăț? N-am ce să învăț. Da? Uh, trebuie să încercăm să zicem dacă, chiar dacă, adică din ficat ne vine păi ăștia de vină, da? da? Și atunci să încerci să dai măcar un pic. Ok, ce-aș fi putut eu să fac să nu se întâmple asta? Păi nimic. Mai gândește-te un pic. Mai gândește-te un pic că sigur, sigur, sigur puteai să faci ceva, știi? Și dai un procent, cât de mic să fie, doar nu zero, da? Dacă e 1%, păi frate, în, nu știu, în relația aia pe care am închis-o cu te urlete și cu multe cicatrici, În uh, ăla era de vină. E clar că ăla era de vină. Ok, ăla era de vină. Cât? 100%. Nu se poate așa ceva. Cât? Oi, okay, 99,3% pentru că, uite, era așa, așa. Ok, ok, safe. Dar cei 0,7%... A, ah, ok. Și de-abia atunci începi să crești. De-abia atunci începi să-ți vindeci cicatricile și să încerci să-ți să te prietenești cu eșecul, să-ți-l asumi, să-l internalizezi, de-abia atunci treci. De până atunci îl băga să sub sub, sub covor. Deci, ce zic este că nu doar trebuie să acceptăm că e un eșec, trebuie să înțelegem că e eșecul nostru. Da? Deci, dacă mi s-a întâmplat buba asta, e a mea. Și ia-ți stricou. Am făcut asta. Du-te la uh, I Love Failure pe scenă și, uh, și recunoaște. Excelent. Superb. Mai am, mai am uh, un lucru pe care trebuie să-l facem, și anume să învățăm. exact ce ziceam mai devreme, nu ziceam eu, ziceau oamenii că înveți din eșec, ziceai și tu, din uh, că eșecul și feedback-ul la eșec trebuie să fie astfel încât să putem să învățăm din el. Uh, am, uh, am o cercetare pe care o fac și care e amuzant că a am mers foarte, foarte des când uh, vin cu rezultatul ăsta. E un framework, e o. E o set de trei propoziții pe care cineva poate să-l zică okay. astfel încât să-și decline ce am învățat dintr-un eșec. Și când îl zic la, la curs, la MBA sau la, la Fast Track, care, deci toate cursurile astea de care vorbesc sunt cursuri cu manager care au dat o în bară de mai multe ori. Și ce încerc eu acolo, pentru că cursul este de, de, de decizii în business, este să extrag de la ei ce lecții de management și-au luat. Oamenii conduc echipe și proiecte, da? Și prima oară le vin chestiile personale, așa încât Funcționează sigur, sigur, probat la, la chestii personale. Eu un, un set de trei propoziții pe care putem să ne-l zicem nouă în ca să articulăm lecția pe care am învățat-o. Așa nume, totul se bazează pe faptul că, de fapt, era o presupunere falsă pe care am avut-o. Deci, ca să învățăm ceva, trebuie, de fapt, să dezvățăm ceva. Da? Și cele trei propoziții sunt, înainte să mi se întâmple aia, credeam că. Puncte, puncte. Dar după aia mi-am dat seama că nici pe departe, că de fapt lucrurile stau așa, puncte, puncte. de atunci eu sau noi aici facem lucrurile așa. puncte, puncte. Adică, uite, o să-ți dau un exemplu din cercetarea mea, de la, de la autonom, înainte de criza financiară, credeam că, să zicem, bonitatea la credit a clienților poate, poate fi evaluată din cifre. După aia, ne-am dat seama că oamenii sunt mult mai importanți decât cifrele. De atunci, noi nu trimitem uh, oferte, ci ne întâlnim cu oamenii față în față. Da? Deci, asta așa se învață, în afară de, de, de uh, asumarea unui eșec, de înțelegerea, acceptarea și asumarea unui eșec, așa îl transformi într-o trambulină ca tu să faci lucrurile mai bine și să devii mai bun, da? Ce putem să învățăm de aici? Iată ce putem să învățăm. Uite, sunt curios dacă <gântuță> o să la te mă tu la la vreun... Uite, mă gândesc și eu acum, nu m-am gândit până acum dacă aș putea să dau un exemplu de înainte credeam că dar după aia mi-am dat seama că de atunci fac, fac lucrurile diferit. Hmm. Zic una personală. Da. Um... Înainte, nu, nu, nu știu să spun acum în momente zero. Dar înainte, credeam că lucrurile trebuie făcute singur și în relația de cuplu aveam aceeași așteptare și de la partenerul meu. După care, la un moment dat, mi-am dat seama că nu partenerul meu e prea nid, ci eu am nevoie de susțin, de a fi susținută de cealaltă persoană pe care nu le exprim. Și uh, ca rezultat câțiva ani mai târziu, acum, um, nu doar că exprim nevoile alea, dar am început să uh, am și așteptarea, cumva și încrederea de la partener că o să mă susțină prin uh, momentele în care am nevoie. Foarte înțelept. Ați a fost ușor sau greu să? Foarte greu. Mm -hmm. Foarte greu. De asta da. zic câțiva ani, adică da. au fost câțiva ani cu terapie și uh, okay. mult lucru cu sine. Eu sper să reușească oamenii care, care ne ascultă acum să își decline măcar o lecție pe care au avut-o pe sistemul ăsta. Înainte credeam că, dar după aia mi-am dat seama că, total, pe de altă mm -hmm. parte, și de atunci ori facem lucrurile, pentru că e o lecție pe care am învățat-o deja, dacă e o lecție pe care n-am învățat-o, de acum o să, cam înțeles, o să facem lucrurile altfel. Știi? Și asta, asta se... Dacă reușești să spui această uh, lecție și să o scrii, vorbeam într-un episod trecut că în vârful fiecărui pix mai e o rețară neuronală care ne structurează mai bine lucrurile. Dacă reușești să o scrii și dacă reușești să o scrii ca pe un proverb, ca pe ceva pe care merită de adevăraterea să-l pui pe un tricou, Uh, e mai bine. Dacă ce ai zis tu acum poți să-l să sintetizezi într-o chestie ca un proverb, okay. atunci asta în, în teoria managementului se numește simple rules, heuristics, sunt uh, ceea ce cercetez eu, sunt uh, reguli simple și uh, dacă te uiți la majoritatea uh, liderilor de succes au tone de așa ceva și, și au declinat ceea ce fac ei bine, și neașteptat, într-o serie de astfel de precepte, nu știu. Ray Dalio are o carte întreagă care se numește Principii, de exemplu. Da? Care asta despre asta sunt scurte, memorabile, poți să le dai mai departe, nu le uiți tu, le tot aplici, știi? Excelent. Uh, ce mai era, mai era să și facem, dar asta nu știu exact cum să o facem, dar eu cred că dacă îți pulsează în cap lecția, dacă după ce s-a întâmplat eșecul. Uh, tu nu ți-ai învățat lecția sau ți-ai învățat-o, dar faci tot ce făcusei și până atunci, probabil că nu e cea mai bună, cea mai bună cale. În același timp, însă, eu sunt un susținător foarte puternic al uh, compasiunii față de sine și al faptului că lucrurile se învață, se corectează, se îmbunătățesc prin repetiție. Și atunci, cred că o bună lecție, sau eu cel puțin mi-aș lua pentru mine asta, Radu, și că e ok dacă după ce am greșit Absolut. odată și ne-am asumat și am citit toate lucrurile Absolut. de pe lista asta, tot nu reușim să facem data viitoare diferit, Absolut. E util să o luăm și pe asta ca pe un uh, uh, eșec din care să învățăm pentru următoarea iterație. Da, mai doar că cred că cuvântul eșec în sine e ceva care ne. ne da, ne, ne, ne face să ne. E, e o. Conotație negativă mare și speriecioasă. Mi se pare că ai, ai dreptate cu totul. Adică tot ce zici tu acum e aliniat cu teoria uh, formării și dării jos, uh, reversal, uh, a, a obiceiurilor, în care zice că, băi, eu pot să am intenția să nu știu să mă apuc să merg la sală mai des sau să mănânc altfel sau să fac orice sau să tratez altfel copiii sau partenerii, uh, dar uite, am scăpat. Da? Și atunci niciodată nu se întâmplă, mă, de azi mă duc. Tot, tot timpul la sala. Trebuie să fim îngăduitori cu noi înșine, dar să ne asumăm și acest mic eșec pe calea noastră de a ne îmbunătăți, să zic, nu? Da, plus că să ne iasă 100% din timp Cred că ne-ar duce înapoi În tiparele de agresiv-defensive Despre care vorbeam absolute. mai devreme Și anume N perfecționism Da, nu nu suntem, nu suntem roboți uite, uite că ai zis că să le gândim Ca pe sloganuri pe care să le punem Pe tricouri Pe asta cu perfecționismul Eu cum mi-aș lua este să nu greșesc niciodată Când vine vorba de învăța din greșeli wow, Cât de meta e o să facem tricouri cu așa ceva, da, bravo, bravo uh, Da, mulțumesc pentru că ai sintetizat atât de bine Și ne, ne duce și către uh, episodul viitor la cu perfecționismul pe uh -huh. care îl, îl tratăm uh, Eu cred că putem să facem mai bine, uite, încercăm ca episodul ăsta al nostru să fie prima cărămidă în, ca în studiu din 2020 și nu știu când o să mai fie 2024, să nu mai fim pe locuri acolo fruntașe la, la tema de eșec. Cum putem să facem asta înainte de eșec să, să nu ne împiedice să pornim, să nu ne împiedice să învățăm, să nu ne împiedice să creștem și să nu ne împiedice să avem succes? Să știm că eșecul este direct legat de toate astea, de acțiune, de învățare, de uh, creștere și de succes. Și de deci ce de bine? E, e un norișor roz, da? E uh -huh. foarte, foarte bun. Și, în al doilea rând, uh, mie mi se pare că ar trebui, în momentul în care ni s-a întâmplat, să-l acceptăm, să-l ni l asumăm și să-l asimilăm. Uh, Printr-un astfel de, de proverb de declinare, de regulă simplă, pe care după aia să-l aplicăm în practic. am băgat patru de a aici. Sper că uh, lumea științifică o să aprecieze, nu știu dacă o să public vreodată, am o cercetare pe baza asta, dar sunt 4 de a, sunt patru de a, cred că doar în română, dar vedem cum facem. <laughs> Și cred că aș putea să, să zic să nu știu, să folosesc o metaforă pentru început și una pentru, pentru adică pentru atunci când avem eșecul potențial în față și una pentru atunci când avem un eșec clar în spatele nostru. Mie mi se pare că dacă atunci când ne uităm în față ne vedem, ne uităm ca la, ca la ceva oribil care ne sperie, uh, asta ne paralizează și atunci să ne uităm la ceva potențial generator de eșec ca la o aventură, ca la un, un experiment uh, plin de adrenalină care poate să ne aducă distracție, poate să ne aducă știință, poate să ne crească, da? Deci, cum ar veni, să ne uităm ca și cum sărim cu parașuta, da? dacă te uiți la ceva care te sperie pentru că te sperie posibilul eșec, gândește-te că ești într-un avion și sari cu parașuta. Evident că poate să se întâmple o grămadă de lucruri. Dar ai da banii, te-ai suit acolo și vrei să sărbătorești cine știe ce uh, moment din viață printr-un sal cu parașuta care o să fie memorabil, o să te împace pe tine mai bine cu tine, cu tine însuți. Iar când a trecut, mi se pare că în loc să îl mototolim, să-l ascundem sub preș, ar fi frumos să ne facem medalie. Să ne-l facem medalie. Dalie, să-l purtăm eșecul cu mândrie la piept și să-l arătăm și să-l descriem cât mai multor oameni. Excelent. Mulțumim tare, Mădrat. Mulțumesc eu mult. Conținutul mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.